Alo? Să rămână, mamă! Vezi că ajung în 10 minute. Bine, puiule! Hai că ți-am făcut salată de vinete, ardeiuți scopți, ciorbise de perișoare, mazăre, sărmăluțe, șnițelașe, plăcite mamă, de domnule. Mamă, ți-am zis că azi mănânc în oraș. Lasă că două mâncăruri nu strică, puiule! Un român aruncă lunar 16 kg de mâncare. Risipa alimentară înseamnă bani aruncați. În fiecare secundă, alegem ce să ignorăm și la ce să fim atenți. Vedem, auzim și simțim lumea într-un mod unic. Înțelege și vei putea ajuta mai mult. Trimite cuvântul REDAU la SMS 8845 și donează 2 euro. Redă zâmbetul copilăriei. Domnilor și domnilor, bine v-am găsit. Ora exactă, Antena 3 Deva, ultima emisiune din această săptămână. O emisiune pe care am gândit-o puțin mai altfel, o altă abordare a situației, să spunem, geopolitice. Evident, la nivel mondial, că nu poți vorbi despre geopolitică locală, dar cu trimitere spre situația României și spre starea de spirit a populației, să spunem. Foarte des pus în situația de a nu ști exact pe ce lume se află. Știți foarte bine, foarte multe fake news-uri, foarte multe maniere de a pune problema în sensul că hai să fac focul ca să am ce stinge. Deci inducerea de panică în rândul populației nu este deloc maniera în care funcționează postul nostru de televiziune, dar pentru a înlătura misterul, iată, vă prezint invitatul acestei după amieze de vineri. Este vorba de domnul colonel în retragere Mircea Constantinescu, militar de carieră, actualul președinte al Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere. Domnule colonel, vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră și să dăm din experiența noastră câteva cuvinte legate de aceste probleme care sunt la ora actuală. Da, înainte de a începe, cum fac cu toți invitații, pe parcursul lunii ianuarie încă funcționează urarea de la mulți ani și multă sănătate. La mulți ani și dumneavoastră și tuturor telespectatorilor care ne urmăresc. În asemenea situații, se știe foarte bine că presa, pentru a-și face audiență, uzează de metode nu tocmai ortodoxe, ca să zic așa, în sensul care împrăștie panică, oamenii stau neclintiți în fața televizorului, cum a fost acum 2 ani, să spunem, cu pandemia, acum lucrurile, deși nu sunt foarte clare, s-au mai relaxat, totuși nu mai urmărește lumea cu atâta teamă tabelele cu persoane decedate și numărul de cazuri. Situația din Ucraina, că asta va fi tema principală a discuției, i-a făcut pe oameni să ajungă la concluzii foarte diverse. Faptul că Ucraina nu este totuși foarte departe de România i-a făcut pe unii să creadă că un război iminent va antrena automat și România o va aduce într-o situație de conflict. Și am preferat să vă invităm pe dumneavoastră pentru a avea opinia unui militar de carieră. Din discuția pe care am avut-o înainte de emisiune, are și că sunteți un om ponderat, deci nu vom introduce gratuit panică în rândul populației, dar nici nu vom liniști la modul stați liniștit, liniștiți, nimic nu se va întâmpla. Deci, practic, există vreo șansă ca România să fie antrenată într-un conflict în cazul în care Rusia, să spunem, decide să treacă granița
Ucrainei, nu, cum zicea Biden, cu incursiuni sporadice, ci cu armata regulată? În primul rând aș vrea să subliniez și să fie foarte bine înțeles acest aspect. Vorbesc în nume propriu. Deci sunt părerile și ca orice cetățean al țării văd, gândesc și trag și eu anumite concluzii. Bazându-mă și pe experiența de militar categoric. Da. Adică... Deci nu vorbesc în numele Ministerului Apărării Naționale. Sunteți purtătorul de cuvânt al Armatei Române în exact, acest caz. Exact. Da. Deci acest lucru aș vrea să se înțeleagă din stat. Legat de ce m-ați întrebat dumneavoastră, da, e firesc și normal, apărând tot felul de imagini, tot felul de emisiuni, tot felul, ca să nu mai vorbim de WhatsApp, Facebook și celelalte, deci media, tot felul de specialiști, exact, care apar. E normal ca oamenii să-și pună o întrebare și să se sperie. Dar consider, de fapt, cum ați văzut și în Consiliul Suprem de Apărare a țării și faptul că a ieșit președintele țării, ministrul Apărării Naționale, nu sunt probleme care să ne înspăimânte. Noi trebuie să ne vedem de viața noastră, să privim cu mult calm. Există, da, într-adevăr, și posibilitatea, știu, escaladării unor situații. Dar părerea mea că totuși vor fi minți luminate, oameni care să gândească și să pună în balanță toate problemele, în așa fel ca această frământare să se rezolve pe o cale amiabilă, pe o cale diplomatică, să se ajungă la un volum de înțelegere și de o parte și de alta, pentru că toți, absolut toată lumea, sunt convins că își dorește să fie pace, să fie liniște în țară și în lume. Da, discutam înainte de emisiune și stabilisem, domnule, nu putem discuta despre aliniamente de luptă și fronturi și arme și nu știu ce. Și v-am spus că... Nici nu mai am acces la astfel de date. Deci, ieșind în retragere, nici nu aș avea și nici nu pot permite să speculez, dar totuși un militar rămâne un militar și sunt sigur că prietenii noastre, am pus problema la modul ăsta, aveți un prieten apropiat cu care stați la o bere și vine omul și spune: domnul colonel, știți, oricât, chiar dacă sunteți în retragere, trebuie să aveți un flair, militarul rămâne militar prin rigoare și cunoștințe. Ce ar trebui să fac eu acum, dacă să zicem că Rusia atacă? Să-mi fac bagajele, să vând și să plec din România sau să aștept, pentru că lucrurile se vor, șansele de rezolvare calme sunt mai mari? Da, eu nu cred că și așa sunt plecați foarte mulți. Nu mai trebuie război. Din păcate este un fenomen care se petrece, dar nu este cazul să intrăm în panică și să, cum a spus dumneavoastră, să ne luăm bagajele să plecăm. Noi ținem la țara asta. De asta ne-am născut și o iubim și trebuie să facem totul ca să se dezvolte și să fie. Dacă plecăm toți, e păcat. Nu este un lucru care să... Și nici nu trebuie să fie un moment de panică. Nu, trebuie să privim cu calm, cu răbdare, cu... Sunt convins că organele abilitate, Ministerul Apărării Naționale, Guvernul vor ști să discute și să ia măsurile care se impun ca să fim feriți de o eventuală... Dar nu se știe niciodată. 100% nu se poate spune niciodată. Exact.
Am observat însă că, și toată lumea cred că știe, nu mai este un secret, că de fapt lumea modernă este lumea alianțelor militare. Nu prea ai șanse dacă stai în afara unei alianțe, spunând că, domne, mai bine de capul meu decât să fiu într-una sau alta dintre alianțe. Până în 89 sau până 90 am fost într-o alianță în pactul de la Tratatul de la Varșovia. După aceea am așteptat o vreme și am intrat în NATO. Indiferent, să zicem, de care parte, mă refer la principiu, considerați că o țară mai poate rămâne ca să, în afara unui sistem de alianțe militare la această oră? Și cu ce risc? Părerea mea, categoric nu. În momentul când rămâi și nu faci parte din nicio alianță, din nicio formațiune, este foarte greu în ziua de astăzi să te mai descurci. Noi trebuie să fim bucuroși și fericiți că am reușit să intrăm în Europa, că am reușit să facem parte din NATO, așa, pentru că astea vor duce la liniștea noastră, avem convingerea că vor fi lângă noi oameni care, și de fapt ați văzut, s-a dat și în presă, sunt intenții de a fi trimise mai multe trupe, mai multă tehnică, pentru orice eventualitate să fie în țara noastră. Care nu implică, să spunem, decât, cum bine ați precizat în discuția noastră anterioară, armatele profesioniste, ca categoric, să spunem așa. Categoric. Deja nu mai putem vorbi despre un război ca al doilea război mondial, nu mai vorbim de primul. Aici deja tehnica a evoluat, militarii sunt pregătiți, se folosește foarte multă tehnică sofisticată, se folosesc arme de înaltă performanță. Deci nu se mai poate vorbi despre un război clasic cum a fost. Și e normal și firesc să avem o armată profesionistă și să facem parte dintr-o alianță. Se spunea, sau este un, nu mai știu, dintr-o carte sau dacă vrei pace, pregătește-te de război. Pe de altă parte erau strategiile astea de descurajare, adică, domne, am arme multe, asta te va face să te gândești de două ori dacă să tragi primul foc sau nu. Funcționează aceste strategii de descurajare? Cred că da, funcționează pentru, și observăm faptul că sunt mutate trupe, sunt mutate cantități mari de efective și armament și muniții. E clar că se încearcă anumite poziționări și anumite frici care se... Dar astea sunt niște lucruri care deja sunt folosite în ziua de astăzi pentru a descuraja partea adversă sau anumite state sau interese. Dar, repet, cum am spus, eu sunt convins că oamenii vor avea puterea și vor fi luminați la minte să găsească o cale amiabilă, să găsească o cale diplomatică prin care să rezolve problemele care duc la așa zisele confruntări. Vorbeați de armate profesioniste, de faptul că mobilizarea este din rândul celor care doresc să facă parte, cum este acum, din armată, indiferent de țări, mai sunt puține țări în care serviciul militar este obligatoriu. A circulat și la noi în presă, chiar pe postul central a 3-a, faptul că există niște ordine de chemare a rezerviștilor. Suprapunându-se peste această perioadă, s-a speculat că, domne, uite, degeaba ne spune că să fim liniștiți, că uite că se mobilizează rezerviștii în vederea conflictului din Ucraina. Este adevărat această afirmație? Domnul Gruia, normal că, mai ales în zilele noastre, am observat că pentru orice problemă se profită imediat de anumite stări, de fapt, de anumite lucruri care se petrec.
Părerea mea că munca de mobilizare, de evidență s-a desfășurat și înainte, și în momentul ăsta, și după. Au plecat foarte mulți cetățeni din țară. Știm, cunoaștem problema, chiar am vorbit mai devreme. Este firesc și normal ca la un moment dat să-ți faci o situație, pe ce te bazezi, unde ești la un anumit punct. Acum că s-au întâmplat ca aceste exerciții să se întâmple acum, da, chiar în perioada asta, evident că a speriat lumea și au și folosit, au fost folosite ca, știu, niște știri de senzație. Nu, treaba asta, repet, s-a făcut, se va face și se face și se va face în continuare, pentru că este firesc și normal. Este firesc și normal să știm în fiecare moment cam pe ce ne putem baza. Iar legat de ce spuneți dumneavoastră, e clar că se va merge în primul rând și pe voluntariat, deci oameni care doresc să se pregătească voluntar și e mult până departe. Ca să vorbim așa, să nu ne speriem acum că o să fie mobilizați oameni, că o să se facă, că o să dragă. Deci, deocamdată, părerea mea este să privim cu mai multă destindere și calm tot ce se petrece. Este, într-adevăr, o situație destul de alarmantă. Nu putem sta, dar deocamdată România, zic eu, că este într-o zonă sigură. Chiar mă uitam, sigură. Sunt vreo 700 de kilometri până în zona Donbass, care face sigur obiectul neînțelegerilor. Este greu să știți să găsești, apropo că ați făcut trimitere la Facebook și la alte surse în astea, este greu să găsești articole credibile. De obicei ne alimentăm cu ceea ce credem, ceea ce ne confirmă specialiștii. Cu ceea ce ne confirmă specialiștii și propriile noastre opinii. Adică da, dacă vine unul și spune, domnule, nu-i chiar așa, e, lasă că știu eu. Bine și trecem peste părerea, de exemplu, în cazul acesta a dumneavoastră și lasă că prietenul meu de la bere a citit o chestie în care ăștia pregătesc pe, știu eu, cine știe ce rețele subterane de rezistență și de genul ăsta. Strict în termeni militari, să spunem, din cultura generală militară, nu aplicat așa, un conflict la 800 de kilometri de zona în care te afli, cum este privit? Este o zonă, sunt cele trei câmpuri, tactic, operativ, strategic, din care ar face parte în cazul ăsta? Păi, firesc, în ziua de astăzi nu mai putem vorbi despre operațiuni, cum vă spuneam și mai devreme, despre operațiuni militare, știu eu, de... La ora actuală, dinamica unui război este fantastic de rapidă. Deci există, din câte am citit și am văzut și eu, posibilități de atac rapid, cu arme de înaltă precizie. Vedeți, să folosesc drone, s-a dezvoltat foarte mult armamentul și tehnica de luptă. Deci, da, e liniștitor că sunt 800 de kilometri, dar pot fi rezolvate într-un timp foarte scurt. În cât timp trece o rachetă și parcurge cei 800 de kilometri, nu? Da, că în caz despre asta e vorba. Da, este o realitate. Este o realitate pe care trebuie să o acceptăm. Da, discutam și apropo de faptul că, după ce a spus dumneavoastră de faptul că acum câțiva ani Rusia a ocupat Crimea, consolidându-și prezența la Marea Neagră, mi-am amintit de un documentar pe care l-am văzut. Era vorba despre Petru cel Mare, care s-a dus în Anglia să învețe să construiască corăbii și a dat seama că fără să fiu o putere maritimă nu poți să ai pretenții. Și una dintre marile supărări ale Rusiei că nu aveau un acces rapid
la Mediterană, să spunem, și nu puteau... Deci, practic, Ucraina le-ar asigura un plus de control asupra Mării Negre, să spunem, în momentul de față. Da, da, și haideți să privim și către zonele sau locurile care sunt bogate în resurse, pentru că, de fapt, părerea mea, cred că asta este mărul discordiei. Și din câte am înțeles, din ce materiale s-au prezentat, Marea Neagră, noi avem una dintre cele mai mari cantități de gaze naturale din Europa. Orice este firesc și normal și, așa cum ați spus și dumneavoastră, o bază navală puternică contează foarte mult într-o confruntare sau în a stăpâni, știu, anumite zone de influență și că, de fapt, pentru asta sunt interesele, pentru a se obține niște zone de influență, niște zone bogate în zăcăminte și așa mai departe. Vorbind cu dumneavoastră, acum mă gândeam, tonul este extrem de pacifist pe care l-ați abordat și era este o melodie, nu știu dacă o știți, din timpul războiului rece își trage ea seva, ca să zic așa, și rușii își iubesc copiii de asemenea, în sensul că, domne, să știți că cele două blocuri militare care erau atunci NATO și tratatul la Varșovia, fiecare avea senzația că are dreptate și dorește să-și protejeze familie și ei își iubesc copiii și ei simt și sunt oameni ca noi. Unde vreau să ajung, de fapt, să vă întreb, există câteodată o tendință războinică în societate, unele grupuri foarte militari își... Acum vă întreb generic, militarii își doresc războiul? Militarii sunt pregătiți pentru a-și apăra patria, pentru a se lupta. Asta este un lucru evident. Dar așa cum a spus și dumneavoastră, militarii au și ei familii, au copii, au părinți, ori niciodată nu s-a auzit un militar că își dorește să meargă la război. De altfel, de asta am și specificat că cred cu tărie că vor fii minți luminate care vor găsi calea dialogului și calea păcii, pentru că toată lumea este conștientă că o eventuală confruntare ar duce la foarte multe pierderi omenești. Plus că aici ați amintit, sigur că există o doză de neprevăzut. Întotdeauna zici, domnule, lasă că se bate acolo, să zicem, în cel mai nefericit caz, dar niciodată nu se știe cum poate degenera, ce se întâmplă cu o chestie care scapă de sub control și naște o reacție pe măsură sau o suprareacție și de acolo încolo totul explodează, ca să zic așa. Da, de ce să nu fim realiști? Există și această posibilitate, dar... Părerea mea că nu. Deci, mai este mult până departe. Da, să nu speculăm, să vedem exact, să vedem. Practic, economia este o miză foarte mare. Citeam de faptul că până la ajunge la conflict trebuie să evaluezi, indiferent de cât de belicos este unul care stă cu mâna pe trăgaci acolo și de-abia așteaptă să se împuște, cum vedem filme, creierele care stau în spate văd toate consecințele posibile, lanțul de sancțiuni economice, de faptul că, iată, de câteva zile rubla a căzut foarte mult, s-a devalorizat foarte mult față de dolar, piața a reacționat fără să fie niciun fel de conflict. Și mi se pare un lucru firesc, mi se pare un lucru corect și eu cred că se conștientizează acest aspect, pentru că vor avea în primul rând de suferit oamenii de rând. Sunt și cei, mă rog, din care coordonează aceste probleme, dar primii beneficiari ai acestor greutăți vor fi oamenii de rând și asta este un lucru care nu este corect la o astfel de
de situație. Cu alte cuvinte, ar trebui să sperăm ca și comandanții să nu facă parte în acea categorie de exaltați care să împingă lucrurile numai din dorința un fel de aventurism războinic, ca să vedem cum e și... Da, categoric. Deci nu, eu nu cred și putem să umblăm și în istorie. Nu, un comandant, asta este menirea lui, să analizeze foarte mult și să cântărească. Și vorbesc de comandanți de la eșaloanele mici până la cei mari, pentru că nu este simplu să trimiți oamenii să moară sau, mă rog, să-i trimiți într-o zonă unde știi sigur că vor pieri. Va trebui să studiezi, să fii atent, să gândești, dar repet și revin, oamenii vor, sper să lumineze Dumnezeu mintea și să ajungă la căi diplomatice, la căi de înțelegere, ca să nu fie pierdere omenești. Au fost destule pierdere omenești și am trăit și trăim și încă momentele care sunt și nu este bine. Mă bucur că ați adus discuția aici. Un comandant bun, din ceea ce am citit eu și ce am văzut prin filme, nu numai prin filme, să spunem, nu filme proaste, filme de război făcute cu oarecare talent, era cel care, pe de-o parte, împărțea cu soldatul viața grea, nu era complet detașat să bea șampanie și soldatul să moară de frig în tranșee, dar, pe de altă parte, oamenii simțeau când sunt protejați, atât cât pot fi protejați oamenii în război. Deci un comandant care avea, nu-i, exact cum a spus, nu-i trimitea, hai măi, atacați acolo, nu-mi pasă câți mor, asta e treaba voastră. Categoric. Categoric, un comandant adevărat analizează, gândește și pune în aplicare toate cunoștințele care le-a obținut de-a lungul timpului în școli și în pregătirea sa. Pentru că nu este chiar așa de simplu să-ți... Ei sunt ca niște copii. Deci militarii sunt ca niște copii. Sunt familie, la un moment dat devine familia ta într-o aplicație sau pe front și nu poți să îți permiți să îți pierzi niciunul din copii. Da, să-i trimiți la moarte pentru cauze care nu sunt, inclusiv pentru cauze care nu sunt ale lor. Apropo de cei care am văzut postări de genul, domnule, asta nu e războiul meu, dacă mă cheamă eu plec. Da. Da, mă abțin. Da, categoric. Bine, acum e adevărat că făcând parte dintr-o alianță și dorim ca ceilalți să fie solidar cu tine, la o adică trebuie să fii și tu solidar cu ei, asta e problema care e mai dificilă uneori. Dar cum priviți dumneavoastră, totul se pare că, exceptând războaiele din fosta Iugoslavie, care categoric au fost dure și au produs foarte multă suferință, ele sunt încă o rană proaspătă, totuși, după al doilea război mondial, Europa și lumea nu a mai cunoscut un conflict de proporții. Se pare că trăim cea mai lungă perioadă de pace, probabil de când există omenirea. Și bine ar fi să o trăim în continuare. Să fie pace. Asta ne dorim cu toții și este firesc și normal. Dar vedeți că sunt... atât de multe conflicte și atât de multe interese a unor oameni care, mă rog, vor mai mult, vor mai multă putere, vor mai multă influență și asta este un lucru îngrijorător, tot ce se întâmplă în lume. Vedeți, și China, Taiwanul, sunt atâtea zone fierbinți unde efectiv se trage și mor oameni, lucru care nu este deloc benefic. Viața este atât de scurtă și frumoasă încât nu... Să mai stricăm și prin războaie, da. Nu e bine să mai stricăm și prin războaie. Aveți o carieră îndelungată militară și sunteți ofițer superior, chiar dacă în retragere colonel, ați avut fel de fel de subordonați. Cred că un comandant trebuie să fie și un bun psiholog, adică să sesizeze la un moment dat ce fel de oameni are în subordine, care sunt trăsăturile lor. Ce vreau să vă întreb, de fapt, a spus că sunt semnați fel de pol de putere. Se întâmplă să sau
opinia generală este că uneori și un individ sau un grup mic care au foarte multă putere pot împinge lucrurile într-o zonă fără ieșire și de aceea poate cei din jurul lor ar trebui să ia atitudine. Când îl vezi pe unul foarte belicos, încerci să-l potolezi, să-l pui la punul ăla, să pușească. Dau un exemplu acum extrem, Hitler, să spunem, care din propria lui voință a aruncat o planetă întreagă într-un război. Da, da, un comandant, așa cum ați spus, în primul rând îți vin, știu, câteva zeci, sute de euri. Fiecare are personalitatea modului de a gândi, de a vedea probleme. Ori un adevărat comandant, un adevărat coordonator de grup, de un conducător, el trebuie să analizeze toate și să aducă la un numitor comun toate eurile acestea. Ei trebuie să... Ați văzut și într-o echipă de fotbal, într-o echipă sportivă, dacă nu trag toți așa, atunci nu se ajunge la un rezultat. Așa și un militar, așa și un comandant trebuie să-și atragă oamenii, să-l iubească, oamenii să-l înțeleagă și să aibă încredere în el. În momentul când le-ai câștigat încrederea subordonaților, în momentul când militare sau, mă rog, subordonații te ajută, te înțeleg și au încredere în tine, atunci e normal să rezultatul să fie numai pozitiv. Vi s-a întâmplat să aveți un subordonat care să fie mai agresiv, să zicem, decât e cazul, în comportamentul cu cei de sub el? Da. 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 Și întotdeauna am fost un ofițer de comandă pacifist și am încercat să-l determin să înțeleagă că a greșit. Nu prin măsuri pozitive, nu prin măsuri de altă natură. Nu, am încercat să discut cu el și să-i spun dacă... Și am mers pe principiu, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Și au fost situații adevărate, dar ele pot fi rezolvate. Trebuie să găsești sau să încerci să înțelegi mulțimea de euri, cum vă spuneam. Da, în condiții destul de dificile, pentru că armata nu este totuși o structură democratică, adică nu votăm ca să mergem la să atacăm sau nu atacăm, nu se ia prin vot și ce facem. Răspunderea este până la urmă a celui care ia decizia, evident, ofițerul care comandă structura. Evident, evident. Domnule colonel, vedeți că emisiunea a lăsat de cum mai repede cât poate v-ați așteptat. Suntem, da, suntem la final. Eu vă mulțumesc pentru mesajul pacifist, adică nu un mesaj pacifist cu orice preț, ci un mesaj rațional. Deocamdată nu sunt motive de panică, trebuie să vedem și să sperăm că rezolvarea situației va fi una pașnică. E adevărat că avem șansa de a nu fi pe zona de conflict acolo, că nu știu cum am gândit atunci, poate am vedea puțin altfel lucrurile, dar deocamdată asta e situația la noi și sfatul dumneavoastră este unul de calm și de a urmări sursele autorizate de informație, nu fel de corect, opinii deplasate. Corect, așa este și sunt convins că vom reuși să păstrăm echilibru. Nu trebuie să ne panicăm, nu trebuie să intrăm în fel de jocuri murdare a unora. Este firesc să privim cu atenție și cu oarecare îngrijorare, pentru că nu ne poate fi indiferent, dar să sperăm că Dumnezeu va lumina, așa cum vă spuneam, gândul și mintea celor care sunt implicați direct și vom reuși să trecem și peste această perioadă grea, aproape din toate punctele de vedere. Doamne ajută! Da, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio. Și eu vă mulțumesc telespectatorilor că l-am avut invitat astăzi pe domnul colonel în retragere Mircea Constantinescu. Dânsul este și președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare, Rezervă și Retragere. Îi doresc încă o dată sănătate, la mulți ani, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc colegilor, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenție, vă doresc un weekend cât se poate de plăcut, la revedere, toate cele bune tuturor!
măștile disponibile în farmaciile Catena sunt autorizate ca fiind medicale. Luna aceasta, la fiecare cumpărătură de minim 20 de lei, primești gratuit o mască. Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Farmacia inimii Catena. Acestea sunt dispozitive medicale. Măștile disponibile în farmaciile Catena sunt autorizate ca fiind medicale. Luna aceasta, la fiecare cumpărătură de minim 20 de lei, primești gratuit o mască. Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Farmacia inimii Catena. Acestea sunt dispozitive medicale. Sunt roboțelul Dadar. Spune-mi o dorință și te învăț cum să protejezi viitorul. Vreau să ne jucăm la nesfârșit. Dadar din joacă să descoperiți lucruri interesante. Ba, eu vreau să construim mașinuțe și trenulețe din lemn. Dadar, puneți la loc de unde ați luat. Și eu mai vreau să avem multe, multe luminițe peste tot. Dadar, să folosiți inteligent resursele planetei. Doar așa viitorul va fi durabil. 2030 începe acum. Vrei să-ți plătești amenzile și taxele rapid, ușor și fără niciun comision? Accesează ghișeul.ro, platforma oficială de plăți a statului român. Singura care nu percepe niciun comision. Alătură-te și tu celor peste 1 milion de români care au ales să-și facă viața mai ușoară. Cu doar câteva clicuri pe ghișeul.ro poți rezolva online plățile pentru amenzi, taxe, servicii publice sau utilități cu zero comision la orice plată. Ghișeul.ro. Simplu, rapid și sigur. Ghișeul.ro este o platformă administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Când nici măcar nu te oftici, când nimic nu merge brici, sărbătoarea e aici.